Peste 6.000 de solicitări de bilete de tratament balnear au fost înregistrate la Casa de Pensii Buzău. Numărul de bilete alocate județului Buzău este de doar 5.200, dar poate fi suplimentat. Față de anii precedenți, perioada unui sejur a fost scurtată de la 18 la 16 zile. Au fost repartizate un număr de 5.251 bilete de tratament cu 1.361, mai multe decât în anul 2013, repartizate în 19 serii, ultima serie având începerea sejurului, data de 29.11.2014. Principalele categorii de repartizare a biletelor sunt categoria de pensie, gradul de handicap și cuantumul acesteia. De asemenea, se ia în considerare dacă solicitantul a mai beneficiat de bilet în ultimii 2 ani. Cuantumul pensiei, gradul de handicap, categoria de pensie, pensia de invaliditate, pensie de urmaș, pensia de limită de vârstă. Au fost înregistrate un număr de 6.200 de cereri, din care aproximativ 3.000 de cereri sunt solicitate în perioade de sezon. Cei care vor să se trateze în stațiunile balneare trebuie să depună la Casa de Pensii o cerere tip de acordare a biletului, o copie după actul de identitate, talonul de pensie și biletul de trimitere eliberat de medicul de familie ori de medicul de specialitate.